Tatăl și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. O precuvioase, Părinte Arsenie, Cel ce pentru Hristos ai lăsat bogățiile împărătești și din valurile lumii fugind, ca din izvoarele păcatului, într-un liniște desăvârșită, mintea ți-ai păzit și cu dragoste de serafim te-ai aprins în vorbirea cu Dumnezeu. Auzi-ne și pe noi păcătoși și nevrednici care viețuim cu multă nepăsare în toată vremea și îl mâniem pe Dumnezeu cu mulțimea răutăților noastre. Roagă-te pentru noi cei neputincioși, spre a ne trezi din somnul nevirii și a ne curăți inima de poftele cele viclene, pentru a face locaș în Dumnezeescul Duh. O prea bunule Părinte Arsenie, Cel ce ne-a învățat că începătura tuturor faptelor bune este smerita cugetare, cea adevărată, fără de care nu putem afla mântuitoare cale către Dumnezeu. Ajută-ne și pe noi nevrâncii robii tăi a ne aduce aminte pururea că țărână suntem și deșertăciune sunt toate cele omenești. Tu, Sfinte Părinte, care te desfătezi cu cetele tuturor sfinților, prin îndrăzneala ce ai câștigat-o către Domnul, fă-te nouă solitor de pace și întărire în ispitele și necazurile veacului acestora înșelător, dăruitor de lumină în întunecimea orbirii noastre sufletești, călăuza pașilor noștri pe cărarea pocăinței, îndemnător de taină la faptele blândeții și ale evlaviei, ale dreptății și răbdării, ale milosârdiei, dragostei și bunătății și ne învrâncește ca într-un umilință a sufletului să slăvim în corabia ortodoxiei străbune pe cel căruia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.